Nu pot să cred că spun asta, dar da, mi-am întrerupt tratamentul. Nici nu mai țin minte de când nu mi-am mai făcut tratamentul pe care trebuie să-l fac o dată la 2 săptămâni. De acum încolo, câte mai trei, nu o să mai uit de el. Este vorba despre tratamentul meu de la K89 în 3 pași. Ultima dată l-am făcut în Spania. Cred înainte să mă vopsesc, tind să cred, nu mai țin minte sigur. Vreau să-mi fac acest tratament când am ajuns aici în România, dar am uitat complet, am fost cu capul în toate părțile cu vlogmasul. Deși, prin urmare, cred că a trecut aproape o lună de când nu mi l-am mai făcut, dacă n-a trecut mai bine. Nu l-am făcut înainte să mă vopsesc în Spania, a trecut mai bine de o lună. Eu am acest tratament și în Spania, în variantă travel, îi spun eu. Am luat 3 recipiente din acelea mici și mi-am pus în fiecare recipient fiecare produs în parte. Îmi pare rău că nu am avut loc în bagaj să le aduc încoace, să le fac refill-ul, dar o să mă duc să-mi cumpăr alte recipiente mici ca să pot să mai iau în Spania produsele acestea. Evident că la un moment dat o să-mi trimit aceste chestii în Spania și o să las aici niște recipiente mici care conțin aceste produse, pentru că până la urmă trebuie să am acest tratament și în România și în Spania, pentru că uite, nu se știe când vine România și când uit să mai plec din România, pentru că trebuia să vin în România 2 săptămâni, după care m-am hotărât să mai rămân încă 2 săptămâni aproape. By the way, spuneți-mi dacă vreți să fac un clip cu produse pe care le am și în Spania și în România, fără de care nu pot trăi. Am umezit bine părul și am început tratamentul cu aplicarea primului pas, și anume șamponul care curăță în profunzime atât părul cât și scalpul de absolut orice impuritate, de la poluare, praf, sebum, uleiuri și alte produse aplicate pe păr pentru îngrijirea și stilizarea lui. Acest șampon are un pH de 7,5 și deschide cuticula părului, da, ați auzit bine, cuticula părului, părul are și el o cuticulă. În momentul în care deschidem cuticula părului, practic, următoarele produse care vor fi aplicate pe păr vor fi absorbite mai bine. În funcție de cât de gras este părul, el se șamponează o dată sau de 2 ori, chiar și cu acest șampon. Eu am mai umezit puțin partea aceasta de la spate unde am undercut-ul ca să pot să aplic și acolo șampon și să-mi facă spumă, pentru că dacă părul este uscat, vă dați seama că nu se poate face spumă. Am masat cât de bine am putut tot părul, după care l-am clătit cu mare atenție și vă sugerez să faceți același lucru. Nu trebuie să rămână nici măcar un pic de spumă pe scalp, trebuie să curățăm foarte bine șamponul, deoarece dacă nu facem asta, riscăm să avem probleme cu scalpul. Majoritatea problemelor sunt cauzate de clătire necorespunzătoare. Am stors puțin părul și l-am pus în prosop. Mie nu-mi place să aplic mască, balsam sau tratamente pe părul ud și chiar și pe eticheta acestor produse se recomandă să se aplice pasul numărul 2 pe un păr ușor uscat cu prosopul. Țin să menționez că pasul numărul 2 nu se clătește, se aplică și se stă 10 minute cu el, după care venim cu pasul numărul 3 peste. Pasul numărul 2 este un cocktail de proteine care conține keratină, vitamina B5, pantenol, aminoacizi și policoaterium 10. Acest tratament reîntărește structura părului. Eu am lucrat pe secțiune, am aplicat când pe stânga, când pe dreapta, după care am mai aplicat puțin pe vârfuri. Și, by the way, miroase foarte interesant acest tratament, îmi place foarte mult mirosul lui. De obicei, prin părul în vârful capului cu o clamă, însă nu am găsit nicio clamă în baia aceasta, așa că l-am răsucit și l-am pus cumva în vârful capului, în speranța că o să stea cu minte acolo cât îmi fac rutina de body care. Până au trecut cele 10 minute, eu mi-am văzut de treaba mea, m-am spălat și pe corp, am făcut un scrub, am contemplat, m-am gândit la ale mele, glumesc și eu acum. By the way, scuzați-mi coșurile, știu că se văd oribil, iar acum am trecut la pasul numărul 3, care este ca un fel de mască. Pasul numărul 3, Active Recovery, este un produs care conține de asemenea keratină, conține și niacinamide și foarte multe substanțe pe care, sincer să fiu, nu pot să le pronunț. De asemenea, acesta se aplică doar pe vârfuri, la fel ca orice mască și balsam. Se aplică doar pe vârfuri, nu putem să aplicăm pe toată lungimea părului, deoarece evident că ni s-ar îngrășa părul, iar cu ce mi-a rămas pe degete, tapotez ușor și spre rădăcină. Când am timp și răbdare, stau cât de mult pot cu masca, balsamul sau tratamentul. Cu cât stă mai mult cu ele, cu atât mai bine, însă să știți că mitul cu cât aplicăm mai mult produs, cu atât mai bine, nu este adevărat. Dacă aplicăm mai multă mască, nu înseamnă că vom hidrata mai bine părul. De asemenea, eu la ultima clătire acord puțin mai mult timp acestui proces. Vreau să mă asigur că nu-mi rămâne niciun pic de produs atât pe păr cât și pe scalp. După cum puteți observa, țin părul într-o mână și plimb dușul pe vârful capului până simt efectiv că mi se scurge apă pe tot scalpul. Am strâns părul puțin ca să iasă apă din el fără să pun foarte multă presiune, după
care am pus un prosop pe cap. Niciodată să nu vă frecați părul cu prosopul dacă vreți să aveți un păr sănătos și dacă nu vreți să aveți fire despicate. De cele mai multe ori îmi scutur așa părul, foarte puțin, la rădăcină, fără să bag degetele printre firele de păr. Obișnuiam să mă spăl așa. Când mă spălam cu capul în jos, băgam, uite așa, degetele printre firele de păr și mi-am dat seama că agresez rădăcina, firele de păr, le rup. Așa că acum nu mai fac asta. Ați văzut, atunci când mă șamponam, șamponam așa, nu băgam ghearele prin păr, șamponam așa. De asemenea, tot așa ridicam și părul atunci când voiam să-l clătesc și tot așa îl și scutur. Bag mâna paralel cu solul, îl scutur, eventual puțin și cu capul în jos. E, voilà! Shiny, shiny, doamne cât de strălucitor este părul meu după acest tratament, se vede. Vreau să încep acest talk prin a vă spune că am decis să postez o zi, da, o zi, nu, aici pe YouTube. Dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți că eu postam miercurea și sâmbătă, de acum voi posta o zi, da, o zi nou și nu voi mai posta la ora 7, cred că voi păstra ora 5 ca și oră de postare de acum încolo. De fapt, nu cred, sunt sigură. Cât despre 2024, nu pot să zic că mi-am propus mare lucru, așa cum făceam în alți ani. Pe ultima 100 de metri a anului, mamă, la anul vreau să fac aia. Sau la începutul anului făceam o listă aici în căpșorul meu cu chestii pe care vreau să le realizez din noul an. Ei bine, anul acesta nu am făcut acest lucru, however, sunt niște chestii pe care vreau să le fac în 2024. Niște chestii pe care mi le-am propus pe măsură ce s-au scurs zilele din 2023 și anume știu unde vreau să mut în 2024, știu unde vreau să locuiesc până la finalul anului 2024, pentru că dacă mă urmăriți, știți că m-am plictisit deja de Malaga, dar acest lucru este un lucru pe care mi l-am propus acum vreo 2 luni. M-am gândit în termen de 1 an aș vrea să stau acolo, în termen de 2, maxim 3 ani vreau să mă mut acolo, nu vreau să vă dau detalii. Dacă vreți să fiți la curent cu aventurile mele și cu mutările mele, subscribe, activați-vă și clopoțelul pentru notificări ca să fiți notificați atunci când postez. Și chit că nu mi-am propus nimic în mod special pentru 2024, știu că până la finalul anului vreau ca părul meu să arate mai bine. Acum arată decent cât de cât, dar el este destul de praf. Aș vrea să mă vopsesc, aș vrea să fiu mai verde, pentru că mai mult de jumătate din păr este culoarea mea naturală, ceea ce este foarte, foarte, foarte enervant pentru mine. Eu care sunt obișnuită să am tot părul verde, însă nu pot să mă decolorez acum, deoarece aici am 2 decolorări, iar firul de păr nu rezistă mai mult de 2 decolorări, așa că o să încerc să rezist așa cât de mult pot. De asemenea, eu am un undercut pe care l-am lăsat să crească acum aproape 1 an deja. El a crescut până aici. Deci, distanța dintre undercut și restul părului e cam atâta. Sper că până la finalul anului să reușesc să am tot părul la aceeași lungime. Vă dați seama că acum ar fi complicat și pentru persoana care ar trebui să mă decoloreze, având în vedere că am de aici în jos părul scurt, iar restul capului părul lung. Și da, am zis persoana care mă va decolora, următoarea dată mă voi decolora într-un salon pentru că vreau baleaj, nu o să mai fac eu experimente la mine în salon, la mine în baie. De asemenea, până la finalul anului sper să scap de tot de coșurile, este în fermător. De când am ajuns în Spania, am cam scăpat de ele pe spate și pe mâini pentru că m-am dus destul de des la plajă, am stat la soare, mi-am luat aportul de vitamina D, am făcut fotosinteză. Și pe față era cât de cât ok treaba, ceea ce am acum pe frunte am deoarece sunt în perioada aceea a lunii. Eu dau seama în funcție de cum arată coșurile mele, de la ce sunt. Nu prea mai am coșurile acelea care apăreau de la o demachiere necorespunzătoare. Mai am din când în când coșuri hormonale, dar doar în perioada aia a lunii. Însă pe partea aceasta e altă cauză. O să fac eu un clip cât de curând despre acne, ce am pățit și ce fac ca să remediez situația. De asemenea, sper ca în 2024 să mă apuc de sport din nou, că m-am lăsat de tot și sper să fiu mai serioasă pe tema asta. Și da, am spus sper. Și da, nu vreau să mai îmi propun chestii pentru că nu vreau ca la finalul anului să am gândurile acelea, oh my god, n-am făcut nici anul ăsta asta. Nu pot să zic că nu fac asta ca să nu fiu dezamăgită pentru că eu în general nu mă las să simt acel sentiment. Eu mereu mă bucur de părțile pozitive din viața mea și văd numai partea plină a paharului, aia goală, efectiv nici nu mă uit la ea. La începutul lunii decembrie îmi propusesem să fac o chestie pentru Instagram, pentru contul de travel și anume să fac în fiecare zi și deja am ratat o zi. Să fac în fiecare zi un reels cu outfit-uri, cu haine noi din seria New Year, New Me, New Clothes.
S-au dat un pic planurile mele peste cap, deoarece aveam niște outfituri create la mine în căpșor cu hainele noi pe care le am în Malaga, acum sunt în România. Am și aici câteva haine noi pe care le-am cumpărat de când am ajuns. Sunt sigură că mai am în dulap haine noi pe care nu am apucat să le port înainte să mă mut și sunt sigură că o să mai apară și alte haine noi pe măsură ce voi sta aici, pentru că am o problemă cu shopping. Eu nu pot să intru într-un magazin fără să cumpăr cel puțin o chestie. Zic, no, cel puțin 2-3 chestii, să fim serioși. Presimt o mică pauză în ceea ce privește TikTok-ul. Sinceră să fiu, sunt extenuată în ceea ce privește clipuri în care mă machiez, tutoriale, story time-uri, pentru că în Malaga mă machiam aproape în fiecare zi și era efectiv super, ultra, mega, mega exhausting și să mă machiez și să fac clipurile și să le editez și să pun descriere toate cele. Plus că simt că tenul meu are nevoie de mai puțin make-up. Eu mă macheam în fiecare zi pe vremea când eram în facultate. După ce am terminat facultatea, am început să mă machiez din ce în ce mai puțin. De la o persoană care nu putea să iasă nicăieri din casă fără make-up, am ajuns o persoană care se machiază doar atunci când iese în club, merge la o petrecere, merge la un eveniment. Acum m-am machiat un pic de nevoie, pentru că v-am spus, am o erupție super ultra mega nașpa, am o infecție aici, că asta deja nu mai acnee, am o infecție pe partea asta și am zis, hai să arăt cât de cât ok, pentru că intenționez să mai filmez ceva astăzi. La Malaga a început să mă machiez efectiv aproape în fiecare zi, pentru că ieșeam aproape în fiecare zi. În momentul de față, sincer să fiu, vreau să mă odihnesc un pic, vreau să odihnesc creierii. S-au și întâmplat multe, frate, în 2023, sunt cu creierii varză, ce să mai... Am fost foarte dezamăgită din nou de oameni. Sincer o să fiu, la un moment dat mă gândisem, gata frate, gata, în 2024 nu o să mai fiu atât de bună cu toată lumea, în 2024 o să fiu mai rece, mai distantă, dar nu pot, nu pot să fiu rea, nu pot să fiu rece, nu pot să fiu distantă. Eu am un suflet bun și oricât de multe țepe mi-aș lua și oricât de rău m-ar trata oamenii, eu voi fi mereu bună. Așa m-a învățat mama, așa m-a educat mama, să fiu bună, să respect oamenii, să nu mint și să mă comport mereu frumos cu toată lumea. E un pic enervant să știi că tu te comporți mereu bine cu toată lumea și majoritatea persoanelor au un comportament neadecvat, să zicem, doar atât vreau să zic, nu vreau să mai adaug și alte comentarii și chestii negative. Dar aia, frate, karma oricum o să se întoarcă în favoarea mea la un moment dat. Știu că nu pot să mă aștept de la persoane să se comporte frumos doar pentru că eu mă comport frumos cu toată lumea. Știu că nu toată lumea a avut parte de educație, nu toată lumea a avut parte de părinți sau măcar un părinte bun care să-i învețe ce e bine și ce nu-i rău. Și acum că mă gândesc, frate, sunt unii părinți care își învață copiii fix la nasoale. Doamne, mă gândesc să aminte niște discuții pe care le-am auzit. Inevitabil, trecem peste. Sper să aveți cu toții un an foarte bun și plin de realizări și plin de amintiri foarte, foarte fun. Sper să fiți alături în continuare, atât aici pe YouTube, cât și pe celelalte rețele de social media. Dacă doriți, aveți link-urile în cutia cu descrieri. Și, again, dacă încă nu mi-ați dat subscribe, press that button, deoarece clipurile mele vor deveni din ce în ce mai bune. Știu în ce direcție vreau să-mi îndrept contentul și ce am de făcut ca al meu content să arate mai bine. Acum încolo voi fi numai și numai într-o continuă evoluție, skyrocket baby, așa că vă mulțumesc că m-ați urmărit în acest clip. XOXO Eva din România. A cam rămas treaba asta în vocabularul meu, XOXO Eva de nu știu unde, de când am fost în iulie în Spania, XOXO Eva din Spania, XOXO Eva din Amsterdam. Avem și clipuri din Amsterdam. Trebuie să-mi vină cheful să le editez. Am un clip care este și editat și urcat pe YouTube, nu este cine știe ce. Este un vlog așa cu anumite chestii random din prima zi din Amsterdam. Nu știu sigur dacă să-l postez sau nu pe acela, dar mai am încă două clipuri, unul dintre ele pe jumătate editat, unul complet needitat. Dar o să-mi fac eu timp într-o bună zi cu soare, sau mă rog, fără soare, că acum nu prea mai e soare afară, că suntem în plină iarnă. Dar o să-mi fac timp într-o bună zi să le editez și or să vină și acele clipuri din Amsterdam aici pe YouTube. Anyway, XOXO Eva, again.